timp cât justiția nu se decide, inculpatul Sorin Apostu este prezumtiv nevinovat. Deci de aici plec. Vroiam să mă refer la scrisoarea deschisă adresată clujenilor, care este foarte frumoasă, însă, după părerea noastră a OSL-ului, nu acum era momentul pentru această scrisoare. Pentru că este trimisă de la Gherla. În primul și în primul rând, Sorin Apostu, prima dată trebuia să-și dovedească nevinovăția și după aceea această scrisoare era perfect justificată din poziția de om care a fost absolvit de orice vină și că a fost primar, era foarte frumos să trimită această scrisoare după ce procesul se încheia și era dovedit nevinovat. În acest moment, trimiterea unei astfel de scrisori, după părerea noastră, este o nouă palmă adresată clujenilor. Cred că, în acest moment, singura scrisoare care putea să o trimită primarul Sorin Apostu era: stimați clujeni, vă rog să mă scuzați că v-am făcut de rușine. Mulțumesc! Domnul